În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bine, frați și surori, slavă lui Dumnezeu pentru acest luminos praznic al Sfinților Corifei, al Sfinților mai mari, ai Apostolilor, Petru și Pavel. Cu acest praznic se și încheie postul Sfinților Apostoli. Astăzi este miercuri, este dezlegare lor la pește. Pentru că știți că acest post de după pogorârea Sfântului Duh, post care începe de obicei în lunea săptămânii, imediat următoare săptămânii de după Rusalii, acest post este închinat Sfinților Apostoli, ca datorie de recunoștință, de dragostea noastră față de ei, pentru că prin cuvântul lor insuflat, prin propovăduirea lor, am primit și noi adevărata cunoaștere de Dumnezeu. De la ei, de la cei care au fost, așa cum se spune, înșiși văzători ai lui Dumnezeu întrupat, nu au auzit de la alții. Ei înșiși au auzit, ei înșiși au văzut, mâinile lor au pipăit cele despre cuvântul vieții, despre cuvântul lui Dumnezeu întrupat, despre Dumnezeu întrupat. Și primind această cunoaștere adevărată despre Dumnezeu, de la Fiul lui Dumnezeu, cunoscând dumnezeirea lui Hristos, ne-au predat și nouă acest adevăr. L-au predat bisericii, biserica în Duhul Sfânt îl păstrează și ne-l oferă și nouă și le va oferi tuturor până la sfârșitul veacurilor. Am să vă citesc un scurt cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul la duminica cea trecut, pentru că duminica cea trecut, în duminica aceea trecută a fost citită la Sfânta Liturghie o pericopă evanghelică ce ne-a vorbit despre chemarea la apostolat a primilor ucenici ai Mântuitorului, a lui Petru, a lui Simon Petru și a lui Andrei și a lui Iacov și Ioan, fiul lui Zebedei. Acest cuvânt ne vorbește concis, cum are obiceiul de multe ori Sfântul Teofan Zăvorâtul, despre ceva din taina acestei chemări la apostolat, adică despre ceva din taina vieții Sfinților Apostoli. Ce anume i-a făcut pe ei să urmeze Mântuitorului Hristos? Evanghelia ne spune că chemându-i Domnul, deși se aflau în exercițiu ocupațiilor de pescar, chemându-i Domnul, îndată au lăsat luntrea de pescuit, corabia pentru pescuit și mrejile și au urmat Mântuitorului Hristos. Au lăsat toate, adică aceasta era bogăție, era avuția lor. Îndată au lăsat toate și au urmat lui. Ce i-a făcut? Pe niște oameni simpli, niște simpli pescari. Și știm că, în general, oamenii simpli, în simplitate lor, sunt legați de uneltele muncilor, de mica lor bucată de pământ, de animaluțele lor. Sunt foarte legați de ele. Ce a făcut pe acești simpli pescari ca îndată să lase totul și să urmeze Mântuitorul Iisus Hristos? Sfântul Teofan Zăvorâtul, în cuvinte simple și clare și limpezi, ne dezvăluie ceva din această taină. Domnul i-a chemat pe Petru și pe Andrei, iar aceștia, lăsând totul, au mers după el. I-a chemat pe Iacov și pe Ioan și aceștia, de asemenea, au lăsat îndată totul și au mers după Domnul. Dar de ce l-au urmat cu atâta grabă și bucurie? M-am hotărât să vă citesc acest cuvânt pentru că avem și noi nevoie. Avem nevoie de acest cuvânt, avem nevoie să înțelegem și pe toate căile încercăm să ne folosim de ce uneori nu urmăm în grabă și cu bucurie Domnului. Adică, atunci când e vorba de pravila noastră de rugăciune, când e vorba de slujbele bisericii, când e vorba de a răbda un mic necaz, o mică ironie, o mică batjocură a cuiva, o mică răutate a cuiva, de ce nu urmăm în grabă și cu bucurie Domnului, că doar aceasta este calea Lui. El ne-a învățat această cale a iubirii, a smerenii, a răbdării. De ce noi nu facem aceasta și cum au putut să o facă niște oameni simpli, niște pescari? De ce l-au urmat cu atâta grabă și bucurie?
pentru că au văzut ceea ce este mai bun. Și aici mă opresc puțin iarăși. Nu aș vrea să las cuvântul meu ca pe un fel de condamnare, să vedem unde suntem vinovați. Să ne certe cineva, să ne certe părintele sau să ne certe cineva. Eu am nevoie să mă cert eu pe mine și să fiu certat, nu să certe cineva. Dar ne ajută cuvântul să dobândim înțelesul adevărat al lucrurilor. Sfinții lui Dumnezeu din toate veacurile, într-o vreme apropiată de noi, iată Sfântul Teofan Zăvorâtul, ne ajută să dobândim înțelesul adevărat al lucrurilor. Că de multe ori avem potigni piedici în ceea ce facem. Că ceea ce facem este, să zicem, pravila noastră sau silirea noastră de a lucra binele, de a merge la biserică, de a posti. De multe ori avem piedici în silirea noastră, în lucrarea binelui, mai întâi și mai întâi, pentru că nu avem dreaptă înțelegere a lucrurilor pe care îl săvârșim. Și această dreaptă înțelegere nu ușor se dobândește. Este multă bătaie de cap, după mărturia părinților noștri, până când dobândim o înțelegere bună a lucrurilor. Deci, de ce l-a urmat pe Domnul cu atâta grabă și bucurie? Pentru că au văzut ceea ce este mai bun. Aceasta este deja o lege a sufletului nostru. Că îndată ce cunoaște și gustă ceea ce este mai bun, se întoarce de către ceea ce este mai rău și se leapădă de acesta. Cu apostolii s-a săvârșit ceea ce Domnul avea să zugrăvească mai apoi în pilda comorii ascunse în țarină și în cea despre mărgăritarul cel de mult preț. Această comoară și acest mărgăritar sunt credința în Domnul și împărtășirea cu El prin puterea credinței. Iar noi le căpătăm pe acestea încă de la botez. Credința în Domnul și împărtășirea cu El. Vedeți, noi înșine vedem fiecare în viața noastră că momentele cele mai frumoase, mai plăcute ale vieții noastre sunt acelea în care se realizează o adevărată, adâncă, reală părtășie cu ai noștri, cu părinții noștri, cu frații noștri, soții întrei într-o căsnicie, cu prietenii noștri, când se realizează o adevărată părtășie, o adevărată comuniune, o unire a sufletelor, atunci simțim bucurie, simțim bucuria vieții. Nu le simțim singuri, simțim puterea dragostei și bucuria vieții. Deci mărgăritarul de mult preț, comoara ascunsă în țarină, credința în Domnul și împărtășirea cu El, părtășia cu El prin puterea credinței. Noi le-am primit încă de la botez. Sfinții apostoli le-au descoperit pe acestea, iată, în momentul chemărilor. Pentru ce, dar, prețuim atât de puțin această comoară, încât o dăm pe nimicuri? Noi am putea exemplifica în zilele noastre cum o dăm pe nimicuri. De exemplu, atunci când părtășim cu Domnul, manifestată în săvârșirea pravilei noastre sau în lectura unei cărți duhovnice sau în gândirea la El, în pomenirea Lui. Părtășii cu Domnul preferăm lucruri de nimic. Preferăm statul la un joc pe calculator sau la filme fără niciun conținut sau în alte forme ușuratice, pierdem, mirosim timpul și ne anesteziem. Mai bine ar fi să îndurăm, să răbdăm acea stare de plictiseală, de apăsare, de greutate, să nu amețim, să nu anesteziem cu lucruri ușuratice. Pentru că acea durere pe care o simțim într-un anume moment, dacă e să simțim această durere, ea ne poate fi călăuză, ne poate fi povățuitor. E bine să avem curajul să o asumăm, să o trăim, nu să fugim de ea. Deci de multe ori se întâmplă, nu când trăim o apăsare sau o plictiseală, ci când ne este bine, suntem bucuroși, simțim părtășia cu Domnul, să pierdem această părtășie, să o irosim, să o dăm pe nimicuri. Atunci când, așa cum am spus, preferând stăruiri în această părtășie, în loc să ne bucurăm de această părtășie, irosim pe lucruri simple, pe lucruri de nimic.
Pentru ce dar prețuim atât de puțin această comoară, încât o dăm pe nimicuri? Pentru că nu suntem învățați prin educație să deprindem gustul ei. Iar ea devine străină inimii noastre. Inima noastră nu are cunoștința acestui lucru, care este mai bun decât orice altceva. În cuvintele Sfântului Teofan, din cuvintele Sfântului Teofan răzbate și o mare responsabilitate, mai ales pentru părinți, care au nevoie să inițieze pe copii în acest lucru, să fie în stare să le ofere copiilor această bucurie, a părtășii, a comuniunii cu Domnul, se înțelege de la sine că ar fi nevoie să aibă părinții înșiși această bucurie, ca apoi să încerci să inițieze și pe copii în aceasta, ca ei să simtă, copiii să simtă această bucurie. Altfel, copiii trăiesc credința ca pe o sumă de obligații. Trebuie să meargă la biserică, să se roage, să se ferească de păcate, să facă binele, trebuie să. Dar ca ei să-și trăiască credința și să reziste ispitelor care sunt în lumea noastră, au neapărat nevoie să descopere această bucurie a părtășiei cu Domnul, să le fie educată. Un mijloc simplu de a educa această bucurie. Nu merge poate la fiecare copil, dar din câte am auzit la mulți copii, acest lucru dă rezultate, adică acest lucru prinde, are efect. Să li se citească din viețile Sfinților, mai ales cele prelucrate pentru copii. Copiii au receptivitate. Mulți copii, atunci când sunt mici, nici nu vor să se culce, nu vor să adormă până nu li se citește puțin, fie din Sfânta Scriptură, fie din viețile Sfinților. Aceasta pentru că ei chiar simt harul prezenței Domnului, harul prezenței Maicii Domnului, harul prezenței Sfinților și realizează această comuniune în curăția sufletului lor prin harul pe care l-au primit la botez. Deci e nevoie și de efort de stăruit pentru a cultiva aceasta. De când ei sunt mici, să se hrănească, să simtă această bucurie. Dacă ea nu este educată, dacă nu suntem învățați prin educație să deprindem gustul acestei bucurii, ea devine străină inimii noastre, spune Sfântul Teofan. Inima noastră nu are cunoștința acestui lucru, care este mai bun decât orice altceva. Inima noastră, de multe ori zice Sfântul Teofan, știe doar ce e mai rău. Și mai puțin rău, poate, pentru cele rele, și pe această cunoștință se întemeiază vederile. După ceea ce știe și cunoaște omul, după aceasta își întemeiază părerile, vederile lui. Aceasta este și pricina, pentru că nu avem gustul acestei bucurii, al comuniunii, părtășiei cu Domnul. Aceasta este și pricina pentru care pe alții îi cheamă Domnul și vin, iar noi, deși chemați, fugim de El. Deși chemați din chiar botezul nostru, fugim de El. Poate nu se întâmplă totdeauna așa, dar chiar dacă nu fugim de El, de multe ori ajungem să facem formal multe lucruri ale credinței, fără a avea gustul acestei bucurii. Se întâmplă, viața duhovnicească ne pune în fața multor situații neașteptate. Se întâmplă și să trecem prin perioade în care, deși am simțit altădată gustul bucuriei, comuniunii cu Domnul, părtășiei cu Domnul, îndelung să nu o simțim. Pedagogia lui Dumnezeu este de multe ori greu de descifrat cu sufletul omenesc. Deci Sfinții Apostoli ne-au oferit această comoară, comoara credinței în Domnul, și au cultivat acest mărgăritar de mult preț, bucuria comuniunii cu El, bucuria pe care au trăit-o, petrecând împreună cu El pe pământ. Sfântul Apostol Pavel nu l-a cunoscut în mod direct în viețuirea pământească a Domnului, dar l-a cunoscut în mod direct prin arătarea Lui minunată, în arătarea minunată a Domnului către El, atunci când El se afla pe drumul Damasc, mergea în Damasc pentru a-i prigoni pe creștini. Deși el, necunoscând pe Domnul, Sfântul Apostol Pavel, necunoscându-L pe Domnul, atunci când predica și învăța și în viețuirea lui pământească, atunci când era împreună cu ceilalți ucenici, necunoscându-L atunci și prigonindu-i pe ucenicii lui, totuși mai în urmă l-a cunoscut. Domnul a luat aminte la râvna lui și la faptul că în neștiință
făcea ceea ce făcea, chiar credea că apostolii, că ucenicii Mântuitorului sunt potrivnici lui Dumnezeu. Sunt potrivnici legii lui Dumnezeu, sunt potrivnici lui Dumnezeu și din râvnă pentru Dumnezeu îi prigonea. Dumnezeu a luat aminte la sinceritatea lui, s-a arătat pe drumul Damascului și a gustat el însuși, în mod direct, bucuria părtășiei a comuniunii cu Domnul, iar pe aprinzându-se de dragoste față de el, a cutreierat toată lumea din părțile Arabiei până în Spania, propovăduind la început și iudeilor, dar apoi mai mult neamurilor, pe Mântuitorul Hristos, ca un întraripat, cum se spune, a cutreierat toată lumea cunoscută, civilizată a acelei vremi, de aceea a fost numit Apostolul Neamurilor. Un lucru uimitor pe care îl vedem și în viața Sfântului Apostol Petru și în viața Sfântului Apostol Pavel, lucrul uimitor pe care îl vedem, că acestor mari oameni le-a îngăduit Dumnezeu să treacă și prin mari greșeli. Greșeli asemănătoare, Sfântul Apostol Petru s-a lepădat de Domnul de 3 ori, neputând să înfrunte pe o slujnică, tăgăduindu-l pe Domnul în fața unei slujnice, iar Sfântul Apostol Pavel, deja am spus, a prigonit biserica lui Dumnezeu pe urmași și pe ucenicii Mântuitorului Hristos. A îngăduit Dumnezeu ca acești mari oameni și minunați oameni să treacă și prin aceste mari greșeli, să săvârșească aceste mari păcate, aceste mari greșeli. Este o pedagogie lui Dumnezeu fără îndoială, de multe ori de neînțeles pentru mintea omenească, această pedagogie a lui Dumnezeu. Părinții bisericii ne spun că pentru Sfântul Apostol Petru, și poate că putem să zicem și pentru Sfântul Apostol Pavel, a îngăduit Dumnezeu aceasta pentru că aveau să fie păstori de suflete, pentru că aveau să fie părinți pentru oamenii pe care urmau să-i aducă la credință. Iar un părinte trebuie să fie cu inima duioasă, cu inima bună, cu inima milostivă, și are nevoie el însuși să știe cum se simte cel căzut în greșeală, de ce are nevoie, de câtă înțelegere, de câtă bunătate și dragoste, are nevoie omul care a greșit, omul care a păcătuit, omul care se simte lepădat și de Dumnezeu și de oameni. De aceea, la Sfântul Apostol Pavel, vedem că până în sfârșit, era foarte viu acest cuvânt, sunt mai micul apostolilor și nu sunt vrednic să mă numesc apostol. Și el nu zice aceasta cum zicem noi ca să se smerească, așa simțea. Nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Închei citindu-vă tot un cuvânt de la Sfântul Teofan Zăvoretul, apropo de a te simți osândit. Fapt care ne ajută, lucru care ne ajută să ne oprim de la un păcat pe care cu ușurință îl săvârșim, care ne mănâncă sufletele și viețile, păcatul judecării și osândirii aproapelui. De ce oare nu reușim să ne oprim de la păcatul acesta? Ce se întâmplă că nu reușim să le eradicăm cu totul din viața noastră? Nu este cu neputință, acest gând este o ispită. Uneori se poate întâmpla să ni se pară că toată lumea face asta. Și la tot pasul apare o discuție, un comentariu la adresa cuiva. De multe ori vedem și la noi înșine, vedem și la frații, la surorile noastre, o vedem fiecare, o recunoaștem fiecare, că nu putem să spunem ceva despre o situație neplăcută fără să adăugăm și un comentariu. Fără să comentăm puțin, ori cu o grimasă, cu o strâmbătură, cu ceva la adresa cuiva, atunci când e vorba să spunem ceva neplăcut despre cineva, despre o situație. Nu putem să spunem simplu. Ce s-a întâmplat? De ce oare? Și ce ne-ar putea ajuta să încetăm odată cu păcatul acesta? Sfântul Teofan, și în privința aceasta, cu concizia, cu limpezimea lui, cred că ne ajută. Nu e obligatoriu ca acest medicament al cuvântului lui să fie potrivit pentru toți. Dar, cum am spus, datori suntem să căutăm leacuri pentru bolile noastre sufletești. Dacă unul nu s-a potrivit, căutăm altul și ne adăugim ca într-un sfârșit până într-un sfârșit să găsim
medicamentele potrivite. Sfântul Teofan pornește de la textul Evangheliei, pericopii evanghelice, care s-a citit în sâmbăta trecută. Nu judecați ca să nu fiți judecați, citează el din Sfânta Scriptură, Sfântul Teofan. Ce mai necaz? Judecățile și osândirile. Toți știu că a judeca este un păcat. Și totuși nimic nu este mai obișnuit în discuțiile noastre decât a osândi. De multe ori foarte subtil, foarte acoperit. De multe ori zicem, doar mi-am dat cu părerea, doar am spus ceva, ce-am făcut rău. Nimic nu este mai obișnuit în discuțiile noastre decât a osândi. Unii zic, să mă ierte Dumnezeu că osândesc. Dar osândirea tot o duc până la capăt. Alții se îndreptățesc prin aceea că un om inteligent trebuie să aibă o atitudine față de cele ce se întâmplă. Și se străduiesc să pară că judecă imparțial. Dar până și cel mai simplu om nu poate să nu simtă în vorbele lor o bucurie trufașă și răutăcioasă. Osânda pe care Domnul o rostește asupra acestui păcat rămâne, cu toate astea, aspră, și neînduplecată. Cel care osândește pe alții nu are îndreptățire. Dar ce e de făcut? Cum se poate scăpa de această pacoste? Iată, zice Sfântul Teofan, care e mijlocul cel mai bun de a scăpa de păcatul osândirii. A te socoti pe tine însuți osândit. Nu știu dacă e nevoie să dezvolt acest cuvânt, a te socoti pe tine însuți osândit. Acum așa înțeleg. A dobândi conștiința faptului că te afli în starea celui osândit. Osândim pentru că nu avem această conștiință. Ne amorțește conștiința. Ficăm într-o stare de amorțeală, de netrezvie, de neatenție, de împrăștiere. Nu ne dăm seama de starea noastră. Dacă ne-am dat seama că noi suntem în poziția celui osândit, că doar nu suntem curați, nu suntem fără de prihană, cum se spune că o zi de-ar fi viața omului pe pământ, el nu se află fără de păcat. Uităm că ne aflăm în starea celui osândit. A te socoti pe tine însuți osândit. Cel care se simte astfel nu are timp să judece pe alții. Nu se silește să nu judece, nu se întreabă cum să nu judec, cum să fac să nu judec. Nu are timp să judece pe alții. Adică este atât de preocupat, atât de pătruns de acest adevăr, că el are nevoie să scape el de osândă, se află sub osândă, este osândit. Este atât de preocupat încât nu are timp, nu are vreme să se ocupe cu osândirea altora. Cel care se simte astfel nu are timp să judece pe alții. Ce singurele lui vorbe vor fi, Doamne, miluiește-mă! Doamne, iartă păcatele mele! Amin!